Miercuri 14 august a avut loc festivitatea de deschidere a taberei de apărare și supraviețuire Danubius 2019, organizată de Crucea Roșie Călăraș în parteneria cu Primăria Municipiului Călăraș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Călăraș și Inspectoratul Județean de Jandarm Călăraș. Evenimentul se va desfășura până pe data de 18 august pe plaja mare din Călăraș. În tabără sunt înscriși 85 de participanți din Călăraș, Mureș, Sibiu, Vrancea, Buzău, Prahova, Ialomița și București. Obiectivele evenimentului sunt asigurarea educării voluntarilor pentru cunoașterea diferitelor tipuri de risc, a măsurilor preventive și a comportamentului ce trebuie adoptat în cazul producerii dezastrelor, crearea mentalității autoprotecției în cadrul comunităților locale, pregătirea voluntarilor în vederea creșterii capacității de reacție la nivel local în cazul producerii unor evenimente, organizarea și desfășurarea de activități de pregătire a voluntarilor în scopul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniul situațiilor de urgență. Pe 14 august am deschis a doua ediție a taberei Danubius 2019, unde avem 95 de participanți din 8 județe din țară și din 6 localități din județul Călăraș. Până duminică, până pe data de 18, vom fi pe plaja mare, unde suntem cazați la corturi și vom desfășura activități specifice Crucii Roșii, primului ajutor, autoapărării, împreună cu partenerii noștri de la ISU și de la Jandarmeria Călăraș. Suntem extraordinar de bucuroși pentru parteneriatul și pentru susținerea pe care o avem cu Primăria Călăraș și sunt convinsă că în continuare vom face activități frumoase împreună.